Suntem aproape de satul Alun, am urcat pe un drum de pământ și piatră, nu pe drumul de marmură, ci pe o scurtătură. Un drum plin de noroi și plin de urme de oi și de câini. Ne apropiem însă de sat. Am ajuns în satul Alun din Ținutul Pădurenilor, unul dintre cele mai depopulate sate din vestul țării, un sat care mai are câțiva locuitori, însă aceștia stau numai vara aici. Un sat care a devenit faimos pentru drumul său de marmură și pentru mănăstirea de marmură. Până în anii celui de-al doilea război mondial, ulițele satului Alun erau pline de viață, iar cele peste 100 de case din sat erau toate ocupate de familii numeroase de pădureni. Satul este pustiu, nicio casă nu are hornul fumegând și niciun câine nu se aude